Elevii slătineni care s-au făcut remarcați la examenele naționale abia încheiate nu vor fi ignorați de municipalitate. Ei vor fi premiați în cadrul unei ceremonii care va avea loc cel mai probabil la Casa Căsătoriilor. Premierea elevilor de 10 ai Slatinei a devenit o tradiție în ultimii ani. Primăria municipiului Slatina continuă și anul acesta să fie alături de elevii silitori din municipiul Slatina. Astfel, la următoarea ședință de Consiliu Local, care se preconizează a avea loc la jumătatea acestei luni, urmează a figura pe ordinea de zi și un proiect de hotărâre prin care se va propune ca elevii care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat din acest an, dar și la examenul de evaluare națională, să fie recompensați cu premii în bani. Până la acest moment, lista celor care au media 10 la evaluarea națională și bacalaureat conține 12 nume. Aceasta se poate modifica după afișarea rezultatelor la contestațiile depuse la bacalaureat. Până în acest moment, 2 elevi de la Colegiul Național Ion Minulescu, Amalia Filip și Răzvan Milareț, au obținut nota maximă la examenul de maturitate. La evaluare, lista este ceva mai lungă. Pentru moment, valoarea premiilor nu s-a stabilit. La acest moment nu s-a stabilit suma respectivă, urmează însă ca până la ședința de consiliu respectivă să fie stabilită această sumă. Cert este că ea nu va fi mai mică decât anii trecuți, respectiv nu va fi mai mică de 1000 de lei. Premierea elevilor va avea loc în cadrul unei festivități ce va fi anunțată din timp. Până atunci, proiectul de hotărâre în acest sens va intra în dezbatere publică și va fi supus aprobării într-o ședință viitoare a Consiliului Local.